Hei, bună! M-am gândit să vă arăt cam ce fac eu în zilele astea. Azi m-am apucat de un proiect care ați mai urmărit filmulețele mele. Ați văzut că am cumpărat foarte multă bandă adezivă din hârtie. Pentru acest proiect am cumpărat-o. Fac peretele de la terasă de sus. Întotdeauna mi-a plăcut să fac eu handmade. Mă simt așa mai bine când știu că le-am făcut eu și iese și foarte frumos. Am lipit banda adezivă pe perete, am făcut așa un model de cărămidă. Bine, n-a ieșit perfect, a ieșit și un pic mai strâmb, dar nu contează. Îmi place chiar așa un pic mai rustic. Am lipit, am aplicat adezivul așa inegal. Bine, merge mult mai multe modele. Dacă ai răbdare să stai mai mult, poți să faci și ceva mult mai sofisticat, dar mie așa mi-a plăcut să-l fac. E făcut de mâna mea. După ce aplicați banda, adezivul peste banda aceasta de hârtie, trebuie imediat dezlipit că nu mai merge. Dacă se întărește adezivul, nu mai merge desfăcută și ați muncit degeaba. Deci, da, după cum vedeți, seara a ieșit chiar foarte frumos. Nu mă așteptam să iasă așa de frumos. Eu am rămas fără adeziv, nu mai am, trebuie să merg să mai cumpăr. Dar, într-un fel e bine că se usucă ce am făcut și mâine am să continui după amiază cu restul peretelui. Oricum am ceva de muncă că e peretele foarte mare. Jos a mers mai ușor, dar când o să ajung sus o să trebuiască să mă urc pe ceva să pot să dau și o să fie mai multă migală. Deci da, arată foarte, foarte frumos. Îmi place așa de mult și am să vopsesc cărămizile cu o culoare. M-am gândit să fie un maro sau un portocaliu mai închis să se asorteze cu terasa. Da, sper că vă place.